Alexei Navalny, unul dintre principalii oponenți ai lui Vladimir Putin, a fost reținut din nou la Moscova. De această dată, politicianul a fost reținut chiar în apropierea casei sale în capitala rusă, în timp ce a ieșit să alerge. Informația a fost confirmată chiar de Navalny pe o rețea socială. Вышел из дома сегодня побегать и купить жене цветов. У нее сегодня день рождения. Юля, привет, с днем рождения. Около подъезда маленький автобус с ОМОНом, и меня задержали. Сейчас как дурак в трусах нахожусь в отделении полиции. Ultima dată, acum aproape o lună, liderul opoziției ruse, Alexei Navalny, a fost condamnat la 10 zile de închisoare pentru că a participat la un miting neautorizat, organizat în sprijinul eliberării jurnalistului Ivan Golunov. Până acum, Navalny a fost condamnat de 13 ori și a stat în detenție peste 200 de zile, majoritatea condamnărilor fiind legate de participare și organizarea de proteste neautorizate.